Bună dimineața, sunt aici cu băiatul meu, care întotdeauna stă ca o maimuțică. Mă duc să-l las la tata și noi facem o escapadă până la munte să ne relaxăm. Dar am zis să vă arăt și vouă maimuțica mea și vă țin cu mine așa, pe drum, dacă mai fac ceva. Asta e ținuta. Yay! Bună, mamuță, zi bună și tu. Ubitul meu m-a scos în câmpina să mă plimbesc pe jos. Aha. Cine mai face asta? Bine, poate multe lume. Nu noi. Și mergem să căutăm o cafenea ca să-și bea cafeaua. Cafeaua. Și simpatică sunt. Mi-am făcut aseară treaba aia din nou cu autobronzant și mi se pare că se vede genial. Și inclusiv la buze. Da. Și ăsta-i creionul de la Dior. Acesta este barajul... Cum îi zice? Nu știu. Barajul nu știu. Cu de toate. Da, na, 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 na. Și n-avem semnal deloc, dar deloc, deloc. Gata, suntem la Doftana, dacă nu mă înșel. Și uitați ce camping drăguț. Și căței, ah. Mai eu n-am zis să le dau să mănânce. Poate oamenii care fac grătar. Ce drăguț! Cam așa arată aici. Apă, să mă hidratez. Și dacă vă uitați voi bine, acolo e barajul ăla de care am trecut. Foarte drăguț. În momentul de față căutăm cazare, pentru că în Valea Doftanei nu prea sunt cazări și nu arată a cazări drăguț. Arată cazări de casă bătrânească, unde nu schimbă leșinit plingeria. Și... bună! Bună! L-am luat iubitului meu din OMV. Să aibă un prietenaș în mașină. Da. Mie îmi place animal printul, deci... mă reprezintă. Chiki, 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 chiki. Chiki, chiki, chiki. Wow! Bună! Am ajuns la mama dracu, mă. Suntem la conacul Dascălul, Valea Doftanei. Asta e poza de intro, cred. Gen, de vlog. Da. Hai să vedem dacă au camere și aici, că nu există camere în Valea Doftanei. Nu există neam. M-a târât șobolanul meu peste tot pe aici. Am mers pe un drum forestier, dar măcar pare drăguț aici. Dar nu am semnal, nici măcar o linie. Vaca mu, vaca mu. Da, nu există cazare nici acolo, așa că am mai căutat puțin pe Booking pentru că ne-am conectat la wireless și mergem spre cazare din nou pe acest drum minunat de prost. Gata. Bună. De la Feverița. Și avem și teras. Ea este Veverița și astea sunt prețurile și ce au ei de mâncare. Dar mi se pur chiftinie, uitați. Am uitat să filmez și ne-am apucat deja de mâncat, dar este foarte bună mâncarea și foarte ieftină, după cum ați văzut. Gata, am mâncat, terminat acum și plecăm. Mă uitam pentru că m-am uitat și eu la câțiva oameni aici, așa cum sunt în cupluri. Not. Gata. Deci, să fiu sinceră cu voi, cabana Veverița nu mi se pare cea mai extraordinară cabană, dar arată bine, gen, la 195 de lei, pat matrimonial și dita mai veranda asta, să vă arăt imediat. Stați un pic.
hotelă și acolo văd râul, munții. E super ok. Mâncarea foarte bună, foarte ieftină. Și vă ziceam mai devreme că mă uitam așa la un cuplu. Fiți atente, fetelor. Eu știu ce încercați să faceți, dar este sfat pe viitor. Dacă sunteți cu iubitul în oraș la masă și nu doar voi doi, sunteți și cu alte persoane și nu încă un cuplu, ci mai multe persoane, încercați să nu mai stați pe bărbații voștri călare. Și când spun călare, mă refer să pui mâna pe el la modul îmi aparține, e al meu, faceți treaba aia, gen. Abțin pe el, să-i luați mâncarea de la gură sau ce mai are el, dar așa, în continuu și în continuu să-l mângâiați la masă de față cu alții și chestii. Pentru că nu-i ok, gen, stați să tragă în fum. Da. Nu. Tu ca femeie, tu trebuie să fii sigură pe tine, că prostul ăla de lângă tine sau deșteptul ăla de lângă tine stă cu tine. Gen, nu trebuie să pui tu mâna ca să se uite alte femei, pentru că eu mă uitam, de fapt, de curiozitate, gen, de ce se întâmplă că eu nu sunt obișnuită să fac așa ceva. Ei bine, și ea se uita la mine, dar eu cred că ea se gândea că eu mă uit la bărbasul, gen, eu de fapt mă uitam la cum este tratat de ea bărbasul sau big, nu știu ce erau. În fine. Al meu cred că vrea să doarmă puțin și eu o să stau pe aici să mai fac niște TikTok-uri, una alta, miau-miau, hau-hau. Da. Și mă simt obosită, chiar dacă eu lui nu-i spun, nu-i spun că nu vreau să mă audă, că el vrea să doarmă și eu nu am chef să dorm, că n-am venit la multe gen să dorm, că puteam să nu mai plătesc nici mai și dormeam acasă. Da! Bună dimineața! M-am spălat pe dinți, m-am machiat, am descoperit din nou că am dita mai umflătură la ochi și trebuie neapărat să mă duc la doctor cu ea și vom merge să mâncăm. Și după aceea nu știu ce vă mai face, dar am zis hai să vă arăt repede că pregătită. Doamne, ador creionul ăsta de buze. Dacă știți pe cineva care l-are, dați-mi mesaj, dați-mi-l mie. Acestea erau niște clătite cu pui și ciuperci pe care le-am luat la micul dejun, 22 de lei dacă nu mă înșel, o ciocolată caldă, pâine prăjită, o salată cu de toate și iubitul meu cartofi prăjiți cu o omletă foarte bună și pe tot ce vedeți aici cred că am plătit în jur de 60 ceva de lei, 70 de lei. Bombă! Gata, am mâncat, v-am arătat acolo, nu aveam cum să vă vorbesc eu, așa că am făcut voiceover pentru că era muzică. Ieri n-au dat drumul la muzică, dar astăzi au dat drumul la muzicuță și să nu-mi iau copywriter. S-a oprit al meu să se mâncă la o baltă de pește. Am zis că nu vreau să mă duc să văd o baltă de pește pentru că, să vă faceți o idee, acolo e pădurea și trebuie să cobori să vezi pește. Ce fac cu cornul? E con. Con. Ne punem la florile de acasă? Da? Da? E puțin murdar. Poți să arunc cu conul tine? Când am fost noi, uitați-vă ce aglomerat e. O grămadă de mașini erau acele deja. Bine, sunt mai mulți în spate. Dar foarte frumos lacul. Foarte frumos. Scooby-d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 ooby
acolo, cuciu. Focus, focus. Bună, cuciu. Mă duc să-i dau mâncare. Vrei, papa? Da, mami. Bună. Bună, da, stai un pic. Hoțu. Așa, papa tot. Bravo, mami. Știi toată carnea de acolo? Bravo, mama.
asta. Și hai să mergem și un pic aici, să vedem, de fapt, împreună. Aici nu e apă, aici se vede așa. Cine e acolo, oare, jos? Acolo e apa. Trebuie să mergem pe partea cealaltă. Ce, mama, a fost bun? Bine, în caserulă i-am pus apiță și cred că era setiță. Da, mamă. Vă fumă, nu ți-i dau. Ok, și aici este partea cu lacul. Tararara. Gata, am hrănicut. Tu nu mai ai apă iară. Stai că-ți mai pun un pic. Stai să-i mai pun un pic de apă. I-am pus de două ori, e trei oară când îi pun apă. Da. Da. Uite cât apă ia. Cuciu, 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 cuciu. Gata, și am plecat și de la Cuțu. Mergem spre Câmpina. Adică, mă rog, o luăm așa spre casă și vedem unde ne mai oprim. Văd-i la curent. Uite, am zis să vă arăt și peisajul ăsta, că e simpatic așa colorat verde. Vergi! Cheki, cheki! Mă, ce bine filmează acest aparat. Telefon. Acest telefon. Bună dimineața! S-a trezit Dulceața! Deci, voi începe prin a spune că m-am dus la solar. Nu am mai apucat să filmez pentru că nu că am plecat în pijamale. Am plecat în extra pijamale de acasă și mai apoi am să mă duc repede la Lidl. Deci o să facem un haul Lidl, că nu ați mai văzut de mult, pentru că nu am mai fost de mult la Lidl. Și ce credeți? S-a schimbat și așezarea pe raft, inclusiv rafturile. Și mai apoi am zis, hai să mă duc repede să scot niște bani și să mă duc și până la piață să iau niște tele mai de oaie de la țăranii mei, să zic așa. Este acolo cineva aici în piața la Sălăjan care au o brânză, voiam să zic are fata, are care m-a servit, dar au o brânză delicioasă și o pâine care este fierbinte. Pentru că aș vrea să gătesc astăzi și o să vă țin așa, ca un daily cu mine inițial. Și voiam să vă spun că nu merge să mai schimbi bani la bancă. Mi-a scos, cum îi zice, bancomatul niște bancnote destul de mici, adică de 10 lei, 50 de lei, foarte puține de 100 de lei și eu mi-aș fi dorit de 500 de lei dacă se putea, dar nu. Și m-am dus și la altă bancă și ce credeți, la fel, că nu se poate. Ceea ce mi se pare o prostie, dar mă bucur extraordinar de mult că am putut să scot banii. Și dacă tot stau la semafor, haide să vă spun și de ce. Pentru că vreau să schimb puțin strategia asta cu a economisi bani. Banii mei în momentul de față îmi intră de la job pe card și îmi dau seama că dau cu cardul de parcă nu ar fi al meu, iar banii cash din portofel îi țin, că cine știe, îi ia banii mei și să nu se apropie nimeni de ei. Nu. Am scos din banii de pe card. O să-mi las doar strictul necesar pentru a plăti utilitățile, adică digi, lumină, întreținere, ce mai am eu pe acolo. Și mai apoi, doamne, stați că secția la Sălăjan zici că oamenii nu mai știu să conducă și vă zic eu că toți sunt bărbați, sigur, care conduc. Așa. Și să-mi păstrez o anumită sumă pe card, doamne, în portofel, cash cu care să plătesc și să mă descurc cumva cu banii respectivi. Nu mai ține vrăjala, gen, e studiu dovedit că nu ai cum, frate, cu cardul dai, de parcă nu sunt banii tăi. Nu, vreau efectiv să nu mai dau cu cardul pentru că am nevoie să-mi pun niște bani deoparte. Nu e ca și când îmi cumpăr chestii, cine știe ce chestii, adică ați văzut. Majoritatea lucrurilor eu mi le cumpăr pentru casă, adică mirositoare, covorașe, perdele, chestii pentru dulapul, după cum ați văzut, gen și la Shein, pentru că și Shein-ul mă face să cumpăr destul de des și vreau să mă organizez puțin și cu Shein-ul ăsta să mai cumpăr așa ca nebuna. Da, în fine, deci atât voiam să vă zic și acum mergem acasă, facem haul-ul și vedem ce și cum. Înainte să facem haul-ul de la Lidl, am zis să vă arăt și perdeluța de pe Shein, cum se vede. Sunt niște perle, dar știți ce e mișto la ele?
că sunt așa, gen, cu metal, adică credeam că sunt doar lipite. Foarte, foarte drăguță. Da. Ah, Doamne, știți cum mă mănâncă pielea? Cred că vă dați seama. Au, pentru că m-am dat cu cremă de ardei iute și sunt extra roșie. Deci, hai să începem. Pânică caldă. Chiar e caldă, încă e caldă. Brânzică și încă ceva mușchiuleți de porc sau ceva de porc, nu știu ce e. Da. Am cumpărat treaba asta, că am zis că dacă e, o să iau foarfeca, o să o tai și o să mănânc așa. Adică n-aș vrea să le desfac pe toate și să aibă un gust nașpa a doua zi sau a treia zi. Așa că le punem frumos în dulapul pentru dulciuri. Arăcade! Tați un pic! Așa, gata. Închiță e o ureche. Ce ureche închiță e? Stați un pic. Au! Ai de tu, mi-ai rămas și tu înfipt în păr. Credeam că mi s-a rupt un fir. Iată că nu mi s-a rupt. De ce bun giungușlucul ăsta? Stați un prin părul. Pentru că dacă mă bag și în bucătărie după aia să gătesc, va trebui să am părul prins. Hâț! Gata! Peștișorul meu, pe care îl cumpăr mereu. Am cumpărat o lasagna. Se prezintă cam așa, pentru că doar o bag la cuptor și hâț, s-a făcut mâncarea. I-am cumpărat iubitului meu niște foi de-astea de plăcintă, pentru că mai avem câteva mere, da, 4 mere, 5 mere, și a făcut o plăcintă foarte bună de mere. El, singur el. Bucătarul, mamă. O salată iceberg. Ăștia mi-a zis Ana că nu prea mai erau la Lidl cu brânză și cred că i-au rebăgat. Gen, șansa să iau două porcum, nu expir acum. Am mai cumpărat un de-asta, sos de-asta de paste, pentru că eu chiar îl folosesc la paste, adică îmi place mult de tot și era și la reducere. În momentul de față am 3 sosuri, dar, stați un pic. Eu îl folosesc în principiu pe ăsta. Pe ăsta, nu pe ăsta. Dar e cam același lucru. În fine. Ăsta e și cu parmigiano. Ăsta nu e cu parmigiano. Așa. Ce mai avem aici? Piept de pui pentru salata de beef. Și am găsit astea la reducere care vor merge direct în congelator. Carne tocată, vită, porc, de la 15 lei la 10 lei 50. Da, prefer să le am în frigider, de ce nu? Am cumpărat niște fasole de asta roșie, că aș vrea eu să-mi fac o salată și să includ și această fasole roșie. Și va merge tot aici în dulapul meu, jos. Și mazăre, mie nu prea îmi place să pun mazăre, pentru că mama nu punea în salata de băf. Dar lui al meu îi place foarte mult mazărea și am zis, hai mă că pun pentru el gen mazăre, oricum nu mă deranjează, doar că eu nu am mâncat când eram acasă cu mazăre, făcute de mami, sunt curioasă dacă voi puneți mazăre. Și cam atât. Pe ce v-am arătat acum, de la Lidl am dat 114 lei și 95 bani, 115 lei pe câteva lucruri pe aici. Da, e ok, că măcar am luat de mâncare. Și gata, acum mă apuc gen să punem alea la fiare. Turururu. Gata, am pus ce era de cum se zice? Am pus legumele la fiert. Așa, trebuia să zic. Și acum mi-a luat mama o secundă ca să văd unde e. Aici e. Au. Un dispozitiv de ăsta care toacă foarte bine. Ei bine, ținând cont că ai de tocat tati aici, chiar sunt curioasă dacă funcționează așa cum îmi imaginez eu. Nu așa, 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 da. Ia. Da să vă și arăt.
Cam așa se prezintă. Încă o chestie. Mie îmi plac legumele foarte micuțe în salata de bœuf, în ciorbă date prin răzătoarea aia mică. Nu-mi plac legumele. Așa că, văzând treaba asta, sper să fie bombă. Și hai să încercăm cu castraveciorii murați. Deci, am tăiat astea așa. Voi pune aici. Și acum ar trebui să împing. Ia. Stai să vedem cum a ieșit. Oh, ce drăguț! Ioi! Stați că vă arăt și voi imediat. Mai fac câțiva și vă arăt după aia ca să nu vă țin în zgomotul ăsta, dar cert este că am luat feliuța, așa am tăiat-o așa, o pun frumos pe treaba asta. Gen. Stați, focus. Și doar jos. Mai, deci este atât de micuț și perfect și egal. Nu, e... Deci o să fie cea mai rapidă salată din viața mea de bœuf pe care o fac și cred că este a doua oară, maxim a treia oară în viața mea când fac. Ador, ador treaba asta. Stați că în caz că sunteți curioși ce e sau cum arată, e ăsta. Genial, genial, wow, oh, am trăit într-o minciună. Și cam așa arată, le-am tocat pe toate să nu vă fac zgomot cu tros, că am pus sare, piper și voi lua această maioneză tot de la Lidl pentru că este foarte gustoasă. Și ultima dată am făcut maioneză și de două ori mi s-a tăiat și am zis lasă să fiu sigură, să nu mai stau să murdăresc chestii. Am făcut și ordine pe aici. Așa, iar acum eu o să amestec această salată fără maioneză, dar după ce voi pune maioneză, cu mâinile. Sunt spălată pe mâini, așa făcea mami, așa voi face, pentru a intra foarte bine maioneza în toate legumele. Cine nu este de acord cu amestecatul ăsta cu mâinile, ia el acasă, nu am ce să fac, o să vă supăr, poate, dar... Eu așa fac și n-am de gând să zic altceva. Sinceră să fiu, mie mi se pare că am făcut cam multă salată. Dar o să-i duc și lui tata, o să-i dau și lui al meu la pachet și o să-mi rămână și acasă. Oare e ok? Mai trebuie? Nu mai, hai, dacă e ceva, mai pun după aia. Hai să ne apucăm să învârtim. Ui! Mi-a căzut un morcovel! În caz că aveți cinele sau ceva, ar fi bine să vi le dați jos, că v-ar fi mult mai ușor. Gata! Am terminat și de urnat. Le-am pus în aceste caserole de unică folosință, pentru că, 1, asta va merge la tata, deci trebuie să îi dau frumos, asta va merge la iubitul meu la muncă, pentru că mereu îi pun pachet și el mănâncă și cu colegii. Da, eu cred că sunt singura care chiar pun pachete pentru băiat să mănânce și cu băieții. Și asta am făcut-o pentru acasă. Deci, în total, sunt 3 caserole, cam asta a ieșit din tot ce am făcut. Mie mi se pare că am fost fix pe fix cu aceste caserole. Vă sfătuiesc să vă luați astea de caserole pentru mâncare de asta sau salate, pentru că le-ai pus acolo, sunt și cu capac din start, nu mai pui folie să te chinui. Ai mâncat, le-ai băgat, după aia le-ai aruncat, tati, nu mai stai să le speli. Și acum voi băga și lasagna asta pe care v-am arătat-o, că am luat-o din Lidl. Vreau să o bag la cuptor. I-am pus și la băiat să mănânce, el este Aki, cățelul iubitului meu, dar papă tot. Hai, face bine să papi tot. Noi ne-am întors foarte devreme duminică de la munte, deoarece la 4:30 dimineața tatălui l-a sunat și a spus că Aki a făcut o criză de epilepsie și
Al meu, vă dați seama, panicat, că noi dacă nu avem copil, noi suntem panicați la căței. Eu la al meu, el la al lui. Și am venit repede și am încercat să mergem să-i luăm tratamentul și așa mai departe. Și am zis că îl iau la mine, să stea puțin cu mine, să fie ok. Și acum i-am pus și să pape. Gata, am terminat și lasagna, am scos-o, am spălat și covorul din bucătărie și voiam să vă arăt că îmi voi face unghiile cu aceste două produse. Aceasta este de la Flormar, iar aceasta este din Primark, pentru că este un sclipici. Așa că mi-am curățat unghiuțele, nu mai am nicio pieliță, niciuna. Și vreau să văd dacă mai găsesc ceva de făcut pe aici prin casă și după aia gata, mă bag și eu la o băiță și îmi fac unghiile. Aleluia! Vă super pupicez, vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine. Vă îmbrățișez și aveți grijă de voi. Bye!